După plantarea răsadurilor în grădină, datorită condițiilor mult diferite față de cele cu care au fost obișnuite, adică temperatură, umiditate, sol și așa mai departe, plantele suferă un șoc. Mai exact, este o perioadă în care plantele încearcă să se adapteze la noile condiții de mediu. Este o perioadă de minim o săptămână în care creșterea plantelor este oprită, frunzele pot să devină verde pal sau chiar galbene și e perioada de tranzit, perioada de adaptare la noile condiții de mediu. Este o perioadă foarte stresantă și cu atât mai mult cu cât, chiar în cazul meu, este o perioadă în care a venit un val de frig cu temperaturi de 7-8 grade ziua, 2 grade noaptea și va ține cel puțin o săptămână. Ei bine, pentru a ajuta plantele în această perioadă foarte stresantă, am făcut acest extract. Este un extract de sevă de salcie sau apă de salcie, cum mi se mai spune. Cum mi ajută acest extract răsadurile? Ei bine, seva de salcie conține foarte mulți hormoni naturali. Pe noi, interesându-ne în special auxinele, care au rol în dezvoltare radiculară, practic determină planta să își dezvolte noi rădăcini. O rădăcină mai dezvoltată înseamnă o suprafață mai mare de sol explorată și automat o mai bună extragere a elementelor din sol. Pe lângă auxine, ne interesează acidul salicilic, care are un dublu rol. Are rol antistres, ceea ce e perfect pentru această perioadă de aclimatizare a răsadurilor la noile condiții, și mai are un rol foarte important, crește rezistența plantelor la dăunători și la boli, ceea ce este un foarte mare plus. Se face foarte ușor, haideți să vă arăt. Pentru a extrage seva de salcie, avem nevoie de rămurele de salcie, mai exact de creșteri noi, de creșterile de anul acesta, pentru că o cantitate foarte mare de sevă și implicit de hormonii pe care noi ne interesează să îi extragem, se află în aceste noi creșteri. Se pot observa foarte ușor, au o culoare mult mai deschisă decât ramurile din anul anterior și sunt mult mai elastice, mult mai firave, mai moi. Am o mână bună de rămurele pe care urmează să le defoliem. Rupem toate frunzele, pentru că nu ne interesează decât bețele. Așa. Așa vom face cu toate. După ce am îndepărtat frunzele de pe toate rămurelele, urmează mărunțirea lor. Acum, partea cea mai importantă, deoarece vom face un extras de sevă în apă, ideea este ca aceste rămurele să le mărunțim cât mai bine. Cu cât sunt bucățelele mai mici, cu atât suprafața de contact cu apa va fi mai mare și automat vom extrage mai multă sevă și mai repede. Deci, le putem tăia, toca, zdrobi, indiferent cum facem, să fie cât mai mărunte. Eu, în primă fază, am o foarfecă și le voi tăia mărunt. Sunt moi, sigur merge inclusiv cu o foarfecă normală. Ok. Rezultatul e o mână bună de rămurele. După care am un borcan cu apă. Am pus apă cam două degete în el. Introduc rămurele în borcanul cu apă. Și voi folosi un blender. Deci, bucățile sunt mărunțite, sunt foarte fine. Curățăm bine toate bucățile, trebuie să rămână în borcanul cu apă.
Este o apă verzuie, spuma albicioasă, spuma se va lăsa. Iar acum următorul pas este să completez cu apă. Borcanul este unul de un litru jumate, cred. Voi completa cu apă până la aproximativ un litru. Așa. Pentru a face extrasul, punem cam o mână de brămurele tocate la un litru de apă. Gramajele sunt aproximative, nu facem prăjitură, nu e nimic exact. Puteți să puneți și mai mult, puteți să puneți și mai multă apă, dar o mână de rămurele la un litru de apă este suficient. Acum, borcanul îl voi lăsa în casă, la temperatura camerei, fără capac, și din când în când îl voi agita, pentru că materialul gros va sedimenta, bucățele vor sedimenta și pe noi interesează să ia contact cât mai mult cu apa. Lăsăm 2 zile și după aceea putem să-l aplicăm. Așa arată extrasul după ce a stat 2 zile. A sedimentat. Are o culoare brună. Miroase foarte plăcut. Miroase a ceai verde. Pentru a folosi extractul, am un litru, aproximativ un litru de extract la 10 litri de apă sau la 9 litri, ținând cont că stropitoarea este de 10 litri. Deci voi pune un litru de extract și 9 litri de apă. Am nevoie și de o strecurătoare. Scurgem bine. Suficient. Acum voi pune apă și voi uda răsadurile. Ca moment optim de folosire a extractului la răsaduri, puteți face după transplantare sau chiar cu câteva zile înainte de a planta definitiv răsadurile în grădină, cât sunt în răsatniță, astfel încât ele deja să asimileze acest extract și să fie pregătite pentru condițiile de mediu, iar după o săptămână se poate folosi din nou după ce le-ați plantat în grădină. Udăm plantele atât pe frunze cât și la rădăcină, astfel încât extractul se asimileze și prin stomate, prin frunze. Sper că informațiile să vă fie de ajutor. Mulțumesc pentru atenție și până data viitoare, numai bine!